Și vorbim acum despre marșul ecologist pus la cale de Lucian Mândruță împreună cu alții 40 de bicicliști amatori. Iată în acest moment imagini în direct din voluntari. Bicicliștii se pregătesc să ia startul în acest marș. Vă reamintesc că ei și-au propus să ajungă mâine seară până la Constanța. Cel mai probabil în această seară vor ajunge undeva în Slobozia. Este o acțiune prin care vor să promoveze bicicleta ca mijloc de transport curat și sănătos. O acțiune pregătită de ceva timp. Vă spuneam că cei 40 de bicicliști în frunte cu Lucian Mândruță vor să ajungă la Constanța. Au și o acțiune specială pregătită acolo. Vor să ecologizeze o plajă. Vom urmări acest eveniment pe parcursul desfășurării lui. Continuăm jurnalul orei. Transport curat și sănătos. Lucian Mândruță se încumete să ajungă cu bicicleta tocmai până la mare. Nu e singur. La această acțiune ecologistă participă și alți 40 de bicicliști amatori. Bună ziua, Lucian. Ai parcurs o parte din drum. Cum e? Bună ziua, Mădălina! Să vă spun, suntem 27 sosiți aici în Urzicen. Am făcut deja aproximativ 60 de kilometri și am consumat 0 litri de benzină, ceea ce e, după părerea mea, o cifră destul de bună pentru un autocar plin cu oameni. Și iată ce fel de oameni sunt aici. Avem un veteran. La cât v-ați apucat de ciclism? Acum 9 ani m-am apucat, la 61 de ani, și acum am 70 de ani și merg bine, mersi. Am înțeles că ieri, ca să vă antrenați, ați fost așa, un pic până la Buzău și înapoi. Nu până la Buzău, până la Mihăilești, la Stâlpu și înapoi. Și am fost la Giurgiu al Arteri și înapoi, tot pentru antrenament. Nu, eu rămân așa, n-am foarte multe cuvinte. Ne-au umilit la 70 de ani. Dacă o să putem să mergem într-un picior, o să fie mare lucru pentru noi. Geo Bateșaua este unul dintre marii coorganizatori, dacă nu cumva singurul coorganizator al acestui eveniment. Geo, spune-ne și nouă, de ce ai venit și tu cu noi la mare? Care e mesajul tău pentru oamenii care se uită acum la televizor și spun, uite și pe nebunii ăștia? Mersul pe patru roți îmbolnăvește, mersul pe două roți însănătoșește. Am făcut o rimă ca să fim poeți. Încercăm de fapt să demonstrăm că mersul pe bicicletă este bun atât la activitățile utilitare cât și la turism. Deocamdată facem turism. Și încă un lucru, avem și fete cu noi, sunt două și una dintre ele este aici. Tu de când faci ciclism? De 2 ani. Și prima oară atât de mult? Da, prima oară atât de mult și prima oară pe șosea atât de mult. Eu la munte mă duc de obicei. Aha. Și cam câte fete ai văzut în București în trafic pe bicicletă? Foarte puține oricum. Cam ce le-ai spune acum? Merită? E riscant? Merită. Nu, merită. E frumos până la urmă. E un pic riscant în București. Mai riscant decât în drumul până la Constanța. Ok, Mădălina, astăzi suntem în grafic, sperăm să ajungem la Slobozia în cursul acestei seri. N-ar trebui să fie mari probleme și să sperăm că ajungem în aceeași echipă. Nu cred că vor fi oameni care să renunțe astăzi. Rămânem la Slobozia în această noapte, mâine încercăm Constanța și sperăm să ajungem fără mari probleme. Mâine seară, unde și vom deselăni, vom face curățenie pe o plajă împreună cu Fundația Umbrela Verde Mereu Aproape. Mulțumesc, Lucian, vă vom urmări, să sperăm că veți menține acest grafic bine stabilit. Este chiar o acțiune ecologistă la care participă și alți 40 de bicicliști amatori. Lucian Mândruță și alți aproape 40 sau mai puțin profesioniști au plecat la drum dimineața la ora 9 de la ieșirea din București spre voluntari. Destinația finală, plaja Modern din Constanța, unde convoiul va ajunge duminică seară. Prima oprire va fi la Slobozia, unde bicicliștii vor să ajungă în această seară. Tot sunt sigur că se vor încadra în program și că nimeni nu va abandona. Merită, e frumos până la urmă. E un pic riscant în București, mai riscant decât în drumul bună la Constanța. Cum am 70 de ani și merg bine, mersi. Am fost la Giurgiu al Arteri și înapoi, tot pentru antrenament. Dacă anul trecut, la prima încercare de acest fel, Lucian Mândruț a fost însoțit de doar 2 bicicliști, de data aceasta sunt mai mulți voluntari care vor să arate că se poate ajunge până la mare pe bicicletă. Încercăm de fapt să demonstrăm că mersul pe bicicletă este bun atât la activitățile utilitare cât și la turism. Deocamdată facem turism. Asociația Bateșaua să priceapă iapa încearcă de peste 4 ani să informeze și să educe pe români în legătură cu tot ce înseamnă mersul pe bicicletă. Alternativă ecologică, nedestructivă, conservatoare și atrăgătoare pentru turiști în România. Cum e vremea în toată? Nu, ea locuiește ca asta, e nicio problemă. Dacă dai într-o mașină, se strică mașina, nu? Ca în clipul acela. Ca în videoclip, da. Ca în reclamă, da. Cum te cheamă pe tine? Mă, pe Georgica.
Și de câte ori mergi pe bicicletă în fiecare zi la București? Merg prin București, dar, nu știu, o oră, două pe zi, cam așa. Doar o oră, două pe zi, doamnelor și domnilor, deci dacă el poate doar o oră, două pe zi și uitați-vă ce bine stă cu afară, puteți să vă duceți cu cravată, costum și așa mai departe. Să vă mai spun din realizări, avem trei fete. O fată, bună. Cristina, bună. Bună, Cristina. Cum poți? Tu ești mai slabă ca noi și noi suntem, evident, mai grași ca tine, dar am ajuns. Cum ai reușit tu? Cu multă forță, persevere, încredere. De când faci ciclism? De un an, maxim. Wow. Doar într-un an. Să vin până aici pe metele. Și mâine? Mâine? Constanța. Logic. Facem baie mare. Mai era o fată a fugit, pentru că nu toate fetele care merg pe bicicletă sunt curajoase până la capăt. A fugit de acolo în spate. Mai avem ceva aici, un personaj exotic. Un olandez, da, avem și olandez care merge până la Constanța cu noi. Steven Van Groningen, care e și director de bancă în București. Bună seara. Bună seara. De ce? Ce aveți cu noi? Mergeți cu bicicletă și asta e un lucru care îmi place foarte mult. Nu am foarte multe oportunități și îmi face mare plăcere să merg cu voi. Am înțeles că sunteți singur director de bancă, proprietar de o mașină și 5 biciclete. De ce? Părerea mea este că fiecare bărbat are nevoie de cel puțin 5 biciclete, dar până acum sunt puțin totuși care am putut să conving de treaba asta. Se pare că mulți crede că e invers, dar nu e așa, dar dacă aveți puțin timp, vă explic o altă dată. Da. Ok, altă dată, adică mâine, doamnelor și domnilor, am ajuns, deci la Slobozia astăzi, mâine trebuie neapărat să fim la Constanța până seara, înapoi la voi în studio. Deci am îndrut, mulțumim și spor la pedala. Lucian Mândruță și alții 40 de mai mulți sau mai puțin profesioniști, au plecat la drum dimineața la ora 9 de la ieșirea din București spre Voluntari. Destinația finală, plaja Modern din Constanța, unde convoiul va ajunge duminică seară. Toți sunt siguri că se vor încadra în program și că nimeni nu va abandona. Merită, e frumos până la urmă. E un pic riscant în București. Mai riscant decât în drumul bun la Constanța. Mamă, nu și tu ceva! Bine, mersi. A fost la Giurgiu, al Arteri, și înapoi, tot pentru antrenament. Dacă anul trecut, la prima încercare de acest fel, Lucian Mândruț a fost însoțit de doar 2 bicicliști, de data aceasta sunt mai mulți voluntari care vor să arate că se poate ajunge până la mare pe bicicletă. Încercăm de fapt să demonstrăm că mersul pe bicicletă este bun atât la activitățile utilitare cât și la turism. Deocamdată facem turism. Asociația Bateșaua să priceapă Iapa încearcă de peste 4 ani să informeze și să educe pe români în legătură cu tot ce înseamnă mersul pe bicicletă. Ca alternativă ecologică, nedestructivă, conservatoare și atrăgătoare pentru turiști în România. Poate următoarea destinație a bicicliștilor amatori va fi muntele, spre stațiunile de... Ne uităm acum, este bicicleta cu care am ajuns eu aici și care e bicicletă preparată special. E o veste bună și pentru băieții din Dorobanți care nu mai știu ce mașină să-și cumpere mai scumpă. Se poate cumpăra o bicicletă foarte scumpă în acest moment în România. Ce vedeți aici este GPS-ul cu care am navigat până aici. Nu ne-a ajutat ca să știm drumul, pentru că îl știm, ne-a ajutat să ne dozăm efortul. Și vă mai arăt un obiect, este o centură pe care am purtat-o toată ziua, o chestie care se poartă pe... piept și care spune ceasului de la mâna mea ce puls am, astfel încât niciodată să nu mă duc foarte tare cu pulsul și să pot să gestionez iarăși efortul. Și e un lucru important pentru că nu toți de aici sunt oameni foarte antrenați. Eu vă spun drept, sunt șoarece de birou. N-am ieșit din birou în primăvara asta decât până la Constanța cu bicicleta. O facem însă pentru că avem un motiv foarte simplu. Motivul este că acolo de unde venim noi, adică la București, este din ce în ce mai greu să răzbați cu mașina prin oraș și poate că asta este una dintre soluții. Tocmai de aia, dacă noi putem să ajungem cu bicicleta la Constanța, să vedeți ce mesaj are grupul nostru pentru dumneavoastră. Puteți? Ați auzit, da? Puteți și voi până la servici. Gabi! Lucian, mulțumesc, așa e, basta în continuare.